Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Ne-am propus astăzi să vorbim despre învățământul profesional din Gorj, despre ce ne oferă acesta în acest moment și cum puteam să facem decât cu un director al unui colegiu important din Gorj pe învățământ tehnologic, e vorba de Colegiul Tehnic Eric Oandă din Târgu Jiu. Avem invitat pe doamna directoare Marcela Mrejeru, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Tema noastră este învățământul profesional la ora adevărului și aș vrea să începem discuția noastră de la situația de anul trecut. Pentru că lucrurile au stat mai prost la nivelul țării anul trecut pe învățământul profesional de 3 ani, cel de după clasa 8-a. Anul acesta se vorbește de locuri mai multe, parcă mai hotărâți să-și dea copiii spre învățământul profesional. Cum percepeți această, să spunem așa, reorientare și a părinților și a elevilor din perspectiva unui liceu mare care a avut și anul trecut clasă de învățământ profesional și are și anul acesta? Da, noi anul trecut am reușit să facem o clasă de profesională, chiar foarte repede am realizat această clasă. Inițial ea fusese propusă pe două grupe, una de sudori, aceea nu s-a făcut. S-a făcut în schimb clasa compactă de tinichigii vopsitorii auto. Este o clasă cu copii foarte responsabili. S-au făcut și celelalte clase de liceu. Anul trecut am avut 4 clase de liceu și una de profesională, dar spre bucuria noastră, cea de profesională, opțiunile au fost din prima și am avut în jur de 30 de elevi înscriși în prima fază, după care au mai venit vreo 34. Și atenție, foarte mulți dintre ei copii cu examen de evaluare națională promovat. Corect. Am avut chiar o discuție cu unii dintre ei. Pe unii am încercat să-i convingem să renunțe la profesională, că ei aveau medii foarte bune și n-au vrut să renunțe. Au spus că este foarte important să aibă o meserie și părinții și copiii au dorit acest lucru. Și pentru noi a fost un lucru foarte bun, pentru că ne-am lovit până acum de mentalitatea părinților. Părinții au fost și care s-au opus așa, au fost foarte reticenți în a-și trimite copiii la școala profesională. Ori anul trecut a fost o surpriză foarte plăcută. Bine, ați avut în cazul liceului dumneavoastră, că sunt foarte multe licee din Gorj și au avut o surpriză neplăcută. Foarte adevărat. Noi suntem printre cele 3-4 licee care și-au făcut clasele de profesională, dar suntem un caz fericit și sper și anul acesta să facem același lucru, întrucât ne-am propus o singură clasă de profesională. Cred că dacă ne-am fi propus două, le-am fi făcut. Adică la ce optică am eu acum și la ce perspective am și informațiile care vin de la școlile generale, feedback-ul acesta pe care îl creăm noi așa între noi directorii, ar fi o perspectivă mult mai favorabilă către școala profesională. Este un lucru benefic pentru ei și spuneam de deschiderea părinților. Păi copiii primesc bursă de 2 milioane. Este un lucru extraordinar. Statul încurajează și Ministerul înființarea acestor școli profesionale și nu numai că încurajează, susține material. Ori noi suntem tocmai în situația aceasta de a fi susținuți. Școala trebuie susținută și din punct de vedere material și în primul rând copiii, pentru că vorbim de copiii cu probleme. Ori prin bursa de 2 milioane îi responsabilizăm și pe copii și pe părinți. În clasa respectivă, absențele sunt cele mai puține. Copiii sunt foarte responsabili, nu lipsesc. Absenteismul este scăzut. Ei știu că dacă nu vin la școală, pot să piardă bursa. Este un lucru extraordinar, adică îi și stimulează. Sunt foarte preocupați să participe la practică. Și participă cu mare deschidere la orele de practică, sunt foarte curioși. Cu toate că unii dintre ei se ridică peste unii de la liceu, să știți. Adică nivelul lor de înțelegere este destul de ridicat, întrucât ei au promovat examenele de testele naționale cu note bunicele, adică 6-7, lucruri, medii foarte bune, care puteau intra la orice liceu tehnologic cu mediile respective. Acum totuși vorbeam de mentalitatea părinților de care ne-am spus an de-a rândul.
totuși ce a determinat acum, în afară de această, adică refuz să cred că doar această bursă de 2 milioane, care e foarte importantă, cei 200 de lei pe care îi iei lunar sunt foarte importanți banii, mai ales pentru familie din mediul rural cu o situație materială dificilă. Dar cred că a mai fost și altceva. Sigur că da. Noi am avut o discuție foarte deschisă cu partenerii economici și cei cu, la care se face practica productivă. Și ne-au dat așa un imbold în a îi determina pe copii. I-am și dus pe unii dintre copii în servisuri să vadă. Li s-a promis, în baza contractului pe care școala l-a încheiat cu aceste unități economice, li s-a promis 5-6 locuri de muncă. Este concurența și copiii sunt foarte deschiși. Da, voi avea bani, voi avea salariu la terminarea liceului, la terminarea școlii profesionale și după aceea o să fac seralul. Toți sunt deschiși spre a-și continua studiile. Lucru foarte important. Deci pentru noi a fost o surpriză, repet, extrem de plăcută. Copiii toți au spus, doamnă, dar putem face și seralul, cu siguranță puteți urma școala și termina liceul, să aveți diplomă de liceu. Da, nu întâmplătoare a fost invitația noastră la această emisiune, pentru că aveam și experiența fericită a anului trecut și din ea să tragem concluziile pentru acest an. Pentru că la acest moment ministerul a anunțat, o să o facem și noi mai târziu în emisiune, exact elementele de calendar de cei care vor să meargă spre învățământul profesional, dar ministerul a anunțat anul acesta pentru prima dată o creștere, e adevărat, de câteva mii de locuri la nivelul învățământului profesional față de anul trecut și o reducere la nivelul învățământului liceal tot cu câteva mii de locuri. Deci pe undeva, inclusiv la nivelul Ministerului Educației, s-a constatat această dorință a copiilor, a părinților, de a opta spre învățământul profesional. Da, și mai putem spune că s-a constatat și o lipsă a celor care știu o meserie cu adevărat. Adică micii meseriași au cam dispărut în ultima perioadă, pentru că la noi a fost liceul. Desființarea școlilor profesionale și a școlilor de arte și meserii a creat așa o mică lipsă, un gol în ceea ce privește existența meseriilor care pot să creeze mici afaceri de familie sau mai mari afaceri de familie. Ministerul încurajează, dar nu numai ministerul, și la nivelul comunității locale am avut o deschidere extraordinară. Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean au organizat în luna februarie o întâlnire cu agenții economici din Târgu Jiu și cu toți directorii de licee tehnologice, unde s-a spus care sunt problemele din partea școlilor, care sunt problemele din partea agenților economici, astfel încât să putem corobora și să putem încheia aceste contracte de parteneriat pe bune, adică chiar să se întâmple, să meargă, să facă practică acolo, nu numai pe hârtie. A fost o discuție extraordinară, s-a ocupat de acest lucru domnul inspector general și domnul președinte al Consiliului Județean. Noi am participat și urmează, la sfârșitul lunii aprilie, să mai avem o astfel de întrevedere. Asta se întâmplă și după ce în săptămâna școală altfel se va organiza săptămâna meseriilor. Exact. O manifestare despre care am vrut să vorbim în avanpremieră, pentru că ea se va desfășura, de fapt, peste două săptămâni. Peste două săptămâni, sigur, da. Dar înainte de a vorbi de acest, să spunem, această manifestare pe care o se organizează în toată țara și vorbeați de această întâlnire care a avut loc girată de Inspectorat și Consiliul Județean, cred că asta i-a determinat pe părinți mai mult poate decât altele, faptul că sunt parteneriatul dintre școală și agentul economic este pe bune și exact, că de data aceasta foarte multe profile, foarte multe clase de profesională s-au făcut chiar la cererea unor agenți economici care au constatat, n-am electricieni, n-am tinchigii, n-am nu știu ce, instalator sau, da, alte, da, sau alte lucruri. Eu am avut o cerere și din partea unui agent economic pentru sudori. De asta mi-am propus să realizez o grupă de sudori. N-am avut cereri din partea copiilor. Încă nu realizează cât de importantă este această meserie și cât este de căutată în afară.
Astăzi la școală, de exemplu, mi-a venit un fost elev, terminat liceul la noi, facultate, este inginer la o firmă în Germania și a venit să-și autentifice toate documentele de studii, că îl vor trece la studii superioare. Adică el a făcut exact meseria aceasta de tehnicii vopsitori auto și acum, fiind inginer pe partea aceasta, a fost foarte bine apreciat, știa foarte multe lucruri pe care zice, Doamnă, le-am învățat la școală când eram elev la școală. Foarte bine. Și foarte, foarte hotărât să vină la școală să vorbească cu elevii, să le povestească despre ce avantaje are faptul că învață o meserie așa cum trebuie. Da, apropo de meseria de sudor, foarte mulți din cei care știau această meserie și poate au terminat liceul pe care conduce sau alte licee de acest profil, nu mai sunt în țară. Și probabil că s-a creat această nevoie de meseria și din cauza că unii sunt plecați afară, alții au abandonat această meserie, alții au ieșit la pensie, generații și generații. Da. Și automat s-a creat acest gol care trebuie umplut cu oameni, cu specialiști, pentru că ai nevoie. Sunt meserii care nu poți, indiferent cât de slab economic ai fi la un moment dat ca zonă, slab dezvoltată, tot ai nevoie de aceste meserii. Da, este o problemă aceasta cu dezvoltarea economică, pentru că dacă agenții noștri economici ar fi puternici, susținerea din partea lor ar fi cu atât mai mare, adică poate ar fi altfel stimulentul, în sensul că mai mulți copii ar putea fi angajați. Înainte vreme, liceul Henricu Andă, liceul numărul 5, cum este cunoscut, era patronat de mașini unelte. Mașini unelte este într-o perioadă de cădere, adică nu își mai permite să susțină și liceul. Pe de la mii de angajați a rămas cu câteva 100 sau poate exact, atât. Da. Câteva da, sute. Câteva dacă, sute dacă sunt câteva sute. Adică este un lucru care ar trebui să ne preocupe pe toți. Și eu cred că există această preocupare, adică pentru întărirea agenților economici. Nu, eu am un dubiu și mi l-am mai exprimat de foarte multe ori, chiar în, să zicem, când am avut interviuri cu oficialități. Se reproșează în general învățământului tehnologii chiar mai mult decât celuilalt, faptul că nu pregătesc specialiști pentru piața muncii sau își găsesc greu loc pe piața muncii și cei cu studii superioare, dar chiar și cei cu liceu. Însă, că sunt meserii vechi, că sunt meserii necăutate, nu prea e așa, dovadă că, iată, învățământul profesional devine căutat. Dar problema mare care se vede este că nu prea știm unde ne îndreptăm. Acele strategii de care vorbim și le facem de multe ori pe sume foarte mari, nu ne îndreaptă spre nimic. Deci nu știm la acest moment să zicem, bă, cam ce am vrea noi Gorjul sau ce am vrea noi Oltenia sau țara să facem peste 20 de ani. Că practic noi, specialiștii care îi pregătim acum, să zicem, în școala generală, ei se vor regăsi pe piața muncii în 10-15 ani. Pentru ce îi pregătim? Deci noi nu știm acest lucru la acest moment. Da, se creează un blocaj prin lipsa acestor strategii, pentru că și elevii și părinții spun nu există perspective. Ce facem? Că nu există perspective. Și ce să facem? Facem liceu și nu există niciun fel de perspectivă. Trebuie să mergem la facultate și cu facultatea la fel. Nu există perspectivă. Ai mai multe șanse cu liceu să te angajezi decât cu facultate în România de astăzi. Da, cei mai mulți au șanse. Și acum eu cred că se va pune mai mult accent pe școlile profesionale, de aceea și preocuparea aceasta a Ministerului de a crea mai multe locuri pentru școlile profesionale. De asta e un mod, să zicem, de a rezolva problema pompieristică, adică și noi doar facem dintr-o parte, da. Adică din partea Ministerului Educației. Corect. Ar trebui să vină și din partea cealaltă, din partea Ministerului Economiei, să sprijine, adică să existe o colaborare la nivelul celor două ministere. Sprijinim de acum. Corect, pentru că cu ani în urmă a fost aici în România, acum vreo 2 ani, cred, șefa din Bavaria, dintr-un stat german, pe învățământ. Și ea, pe învățământ tehnologic, semnala un lucru. Dom'le, se face de către școli
practica la un agent economic, dar agentul ăla economic beneficia, are anumite beneficii că primește copiii la practică. La noi, eventual, îi blochează activitatea. În sensul că ai copiii printre utilaje și nu îndrăznești să le dai drumul la toate, că se poate întâmpla orice altceva. Același lucru ni se spune nouă. Când mergem, de exemplu, la contracte, să încheiem contracte de parteneriat, noi vă primim, dar știți, copiii n-are rost să, nu știu ce, să vină, că știți că de formă n-are rost să le facem atunci, adică efectiv n-are rost să încheiem contracte de genul acesta de formă, pentru că la mine la școală, de exemplu, am logistica necesară pentru practica productivă. Atelierele mele sunt funcționale, sunt așa cum trebuie să fie niște ateliere școală, chiar sunt foarte bine dotate, inclusiv strunguri, inclusiv atelier de sudură, deci avem atelier mecanic. Telespectatorii noștri au putut vedea în anii trecuți, poate vom reuși să le dăm și în acest an. Aveți o dotare destul de bună și de multe ori, da, poți să te gândești, mă, dar decât să pierd timpul pe acolo, decât să nu facă nimic, mai bine fac în interiorul... Da, în atelierul școală. Da. Bine, acum e o altă problemă pe lângă aceasta și faptul că nu se intervine din, să spunem așa, să fie o cooperare măcar între cele două ministere, sigur, o colaborare și între autorități, sigur, bineînțeles, da. Cred că ar mai fi cel puțin o altă problemă la nivelul pregătirii, la nivelul calificărilor. Deci învățământul are specialiști, asta este clar. Poate mai mult pe teorie decât pe practică și cele două lucruri trebuie. Da, pentru că mai nu prea mai sunt. Desfințându-se școlile profesionale și școlile de arte și meserii, această categorie a maiștrilor a cam dispărut. I-a obligat să facă facultate, deci fără studii superioare n-au mai... Ori ei erau cei care știau foarte, foarte bine meserie și cunoșteau foarte bine și specificul fiecărei școli. Toți, da, și poate am avut de pierdut. Bine. Cum da, se reproșează în general învățământului primar faptul că învățătorii cu pedagogic, mulți dintre ei s-au dus spre învățământul superior, alții au trebuit să iasă la pensie, sau au rămas puțin din cei doar cu liceul pedagogic, da. Au venit colegiile sau ceva de genul formații ăsta, dar care nu s-a același lucru. Meseria se învăța la cei care erau absolvenți de pedagogic mai mult decât la ceilalți. Da, era 5 ani de studii, erau 5 ani aici, de studii de practică. Da, poate e o similitudine cu maestrii. Da. Maestrii știau meserie, știau să se adapteze la copii. Și poate lipsește chestia aceasta. Da. Nu neapărat că și-au uitat, că cei care au făcut o facultate și sunt în sistem știu să se adapteze, n-au uitat meseria. Nu. Dar pot să vină cei care vin de pe băncile facultății sau în ce caz care au fost totdeauna ingineri, care poate n-ar fi bine pregătit. Că în general în sistemul de învățământ trebuie să intri prin concurs. Corect. Și spre deosebire de alte domenii, poate aici sunt, adică cu siguranță aici sunt pe bune. Da, sunt pe bune. Adică chiar se întâmplă să dăm concursuri pe bune. Ideea este că au ieșit la pensie maestrii, deci cea mai mare parte dintre n-au mai intrat în sistem, iar cei care au rămas au fost nevoiți în cele din urmă să-și continue studiile, că altfel trebuiau să plece. Și atunci au făcut studii superioare. Sunt foarte puține acum care au rămas doar la studiile medii. Deci foarte, foarte puțini, pentru că, repet, nu s-au mai introdus în sistem. N-au mai fost locuri pentru maestri. Și inspectoratul a avut foarte mari greutăți. Foarte mari greutăți în a-i rezolva pe domnii maestri cărora li se restrângeau activitățile. Bun, suntem în momentul în care învățământul profesional desfințat în anumite condiții, o măsură foarte prost luată în 2009, luată destul de... Deci s-a dovedit că n-a fost o măsură oportună. Acum s-a corectat practic de tot această măsură, însă avem o problemă. Și problema aceea, și aici vorbim cu directorul de liceu, este că dacă la momentul 2008-2009 admiterea era destul de simplă, în sensul că cei care promovau evaluarea națională puteau să meargă la liceu, iar ceilalți era clar, aveau singura, erau învățământul profesional, acum mergem doar pe oportunitate, dar riscăm ca la învățământul profesional să avem copil cu 7-8, cum spuseresc, cu evaluare națională promovată, iar la liceu să avem copil care n-a promovat evaluarea națională prin redistribuiri, sigur, sau a luat o medie
foarte mic, adică să ai la învățământul restaurant cu medii mult mai mari decât la liceu. E nemulțumirea noastră, da, e nemulțumirea noastră. Da, cred că ar trebui găsită soluția legală, să ne întoarcem ori la situația dinainte. Da, noi am tot propus să se pună media, să rămână media 5 de admitere. Nu are 5, logic, da. Nu intră la liceu și atunci o să intre la profesional, adică omul are șansă, copilul are șansa să intre la profesional, nu rămâne pe din afară, nu rămâne neșcolarizat. Păi da, păi ne întoarcem la situația în care copilul acela care a intrat, să zicem, fără evaluare națională la liceu sau în orice caz cu o medie foarte mică, da, și sunt, în fiecare an se completează locurile așa, sau cel puțin până anul acesta, da, așa sunt licei care au ultimele clase, da, așa făcute. La număr. La număr, da, sigur că da. Acești elevi dau bacalaureatul peste 4 ani, nu-l promovează că n-au e cum greu de crezut. Să vină de la 2, da, la 5 sau la 6. Da, da, la 6, că asta e media. Aia e media. În aceste condiții, nu se face treabă la liceu cu tare sau la liceu cu tare, deși nu spui că l-ai luat pe ăla care n-avea nicio treabă cu liceu. Da, cu matematica, da, cu româna, da, care n-avea nicio treabă. Și cu, nu, deocamdată, cu legislativ, liceu, da, nu s-a găsit soluția, deși nu este la îndemâna noastră, am mai avut un sistem. Exact, ar trebui să introducă. Noi totdeauna ne punem și noi sperăm și așteptăm totdeauna, cel puțin noi de la liceul, colegii mei de la liceul numărul 5, așteaptă să se introducă media 5 și nu numai noi. Eu discut cu toți colegii, că noi ne întâlnim și nu suntem, discutăm tot ce avem de discutat. Toată lumea speră să se introducă această condiție. Nota media 5. Media 5 înseamnă, dom'le, este, are 5-ul la român, are 5-ul la matematică, poți să-l duci spre 6. Da, dacă nu are, atunci hai să mergem cu el la școala profesională, învață o meserie, îi dă statul bani, îl școlarizează, dacă vrea face liceu, că între timp poate se mai deșteaptă, copilul crește, se maturizează, na, în sfârșit, poate să evolueze, că noi suntem oameni și evoluăm. E, dar, așa cum spuneți, trebuie luată această măsură. Acest lucru nu se întâmplă. Venim acum la manifestarea care deja am anunțat-o, e făcută în premieră la propunerea ministerului, se va face și în Gorj, e vorba de așa numită săptămână a meserilor. Săptămâna a meserilor, eu știu de la doamna inspector de discipline tehnice, Melania Popescu, că dumneavoastră a făcut demersuri și pentru organizarea într-un alt fel de cadru, da? A făcut demersuri la Consiliul Local și la domnul primar, sunt convinsă 100% că ne va sprijini pe noi liceele tehnice să organizăm așa cum trebuie această săptămână a meseriilor. Noi am fi vrut, da, am discutat cu doamna inspector și am fi vrut să organizăm o manifestare unde să ne expunem toate liceele din oraș, toate liceele deci tehnologice, un fel de târg de ofertă educațională, da, pe, da, școlile acestea profesionale. Un lucru benefic, zic eu, și pentru comunitate, dar și pentru noi. Părinții cunosc mai bine, văd mai bine, se orientează, lumea se plimbă, mai vede, în sfârșit, eu zic că e un lucru bun. Eu sunt convinsă că se va face. Asta se va întâmpla în săptămâna în școală, altfel când avem o serie de alte manifestații, dar astea le facem ca de obicei. Da, și oricum le facem, și oricum erau le facem zilele de școlii, liceului înainte, sigur că, care, da, oricum s-au transformat. Oricum s-au transformat în școală altfel și cu invitații de la școlile generale, noi colaborăm, inclusiv noi, ca, da, și școli, colaborăm în astfel de, în realizarea acestor vizite. Avem parteneriate și cu celelalte școli limitrofe de pe lângă municipiu, cele care ne și trimit copiii pentru școală profesională sau pentru liceu. Da, acest târg de oferte ar veni, să spunem, la momentul acesta când copiii nu sunt încă hotărâți. Și după simularea, după care a avut rezultatele loc la simulare, exact, care n-au prea fost strălucite în tot județul. Dar acum, apropo de târgul acesta de meserii, ca o paranteză, cineva vrea să neapărat să sune, deci are SMS-ul, nu primim telefoane în direct și pe telefonul mobil. Vorbeam despre acest târg de oferte, părinții pot să vadă despre ce-i vorba. Sigur. Și încă o perioadă în care pot să decanteze. Dacă ar, da, fi să vorbim de calendar, când trebuie să facă opțiunile? Acum. Păi, în prima fază este o primă opțiune înainte de testele acestea, de testele naționale. Asta se întâmplă la sfârșitul lunii aprilie, pe urmă după examen, și a treia etapă este ultima, știți foarte bine, când
Rămân cei care n-au promovat testele, care au fost corigeni și au rămas cu situații neîncheiate. Deci, asta, poți deci să se hotărască în aprilie, înainte de evaluare națională, poți să spui, mă, eu vreau să merg la liceul dumneavoastră sau la sau oricare în iunie, liceu. După teste, când se face și opțiunea pentru școală. Da, dar s-ar putea pe anumite clase și meserii, cum spuneați din experiența anului trecut, că eu vreau să mă fac în Chișinău auto, dar mă trezesc că n-am decât, să zicem, un liceu sau două care are această meserie și la momentul când eu optez, să zicem, după evaluare națională, să nu mai găsesc loc. Eu zic că se vor aproba suplimentar, pentru că vor fi alții care nu vor face și atunci inspectoratul școlar întotdeauna a avut grijă să nu lase copiii care optează pentru școlile profesionale. Da, și acum venim într-o, să spunem așa, o problemă pe care o semnalau mulți telespectatori cu la alte dezbateri pe teme de învățământ și trebuie spus un lucru și anume că la acest moment sunt două categorii de licee. Unele care își propun foarte multe și realizează foarte puțin, deci în privința claselor planului pe care de școlarizare, planului de școlarizare, și altele care își propun constant mediu și le fac fără probleme, și altele care chiar realizează, au totdeauna au nevoie, să zicem, de locuri în plus, sau în orice caz salvează, să zicem, alte zone. Problema este că aici ne putem izbi de o altă situație și asta se manifestă deja la nivelul învățământului gimnazial, începe să fie o problemă. Spunea ministrul educației la Târgu Jiu, când a fost în vizită, că sunt 63% dintre copiii din Gorj învață în mediul urban. Cu toate că școlile, deci ca număr de școli, majoritare sunt cele din rural. Rural. Deci asta înseamnă că învățământul s-a strâns în anumite zone, cum este și municipiul Târgu Jiu. Da. Dar în privința acestei oferte pe care o lansează fiecare liceu, nu, cum ați vedea, să zicem, situația în următorii ani din această perspectivă? Adică, bun, mai avem o problemă, în sensul că toată lumea acum se pricepe, deși v-ați păstrat cât de cât profesie de bază care le avea liceul 5 și o tradiție, o dotare pe domeniul respectiv, acum am ajuns ca de la liceu agricol să faci și domenii care țin de învățământul celălalt. De turist, de da, așa. Am ajuns ca toate liceele să facă mecanică, toate liceele să aibă electroniști, toate liceele să aibă, mă refer la tehnologic, la învățământul tehnologic. Da. Vi se pare normal sau ați vedea cumva o specializare? Adică știu, bă, mă duc spre domeniul, să zicem ăsta, auto sau ceva. Da, da. E și un liceu auto sau sunt două, trei licee care fac asta. Dar nu se găsesc același profil la toate liceele sau ceva de genul ăsta. Și am o boală, apropo de mecatronistul care tronează la foarte multe licee în Târgu Jiu și de care se distra un invitat cu săptămâni, luni în urmă, la o emisiune îmi spunea, domne, ați auzit de mecatronist? Am auzit pe la toate liceele. Bine, știam cu ce ăsta, dar eu n-am văzut încă mecatroniștii, ceva de genul ăsta. Da, este adevărat. Este o modificare a mecanicului în mecatronist, că asta este. Nu ne plac lucrurile bombastice. Da, să sune mai european. Frumos, să sune mai european, însă trebuie să ne și adaptăm. Păi, în primul rând, sunt de acord că ar trebui să fie licee specializate pe anumite domenii. Nu, unele au tradiție, unele au dotare, În funcție, dar în primul rând, asta vreau să spun, în funcție de dotare și de resursa umană. Trebuie să ținem seama și de dotare și de resursa umană. Nu pot să mă duc să fac tinichigiu vopsitori auto la un liceu unde n-au nici atelier, n-au niciun maestru care să cunoască meseria respectivă, n-au aparatura necesară. Adică, efectiv, n-are rost. Acolo înseamnă că investim sau facem un lucru doar așa de formă. Acest lucru trebuie să facă și acele controle de calitate care autentifică noile domenii pe care te specializezi, noile profiluri. Da. Dar nu prea, unele trec totuși și cu această, deci pe hârtie înseamnă că există, deși nu le vedem în practică. Deși nu le vedem în practică, mă rog, eu vorbesc doar din punctul meu de vedere. Da, și eu vorbesc din perspectiva de ziarist acum, din perspectiva treabă, ziaristului care știe mai multe. Eu pot să spun doar în ceea ce privește liceul meu și l-ați văzut, l-ați vizitat, știți foarte bine că ce spun este. Nu spun vorbe în vânt, poate oricine să vină, oricând dorește să viziteze și să vadă că într-adevăr ce a spus directorul astăseară e pe bune. Noi ne-am propus întotdeauna 4 clase de liceu de vreo câtva timp și am și făcut 4 de liceu și profesionala.
Nu trebuie să exagerăm, pentru că știți cum este, nici numărul de copii nu este foarte mare, numărul de copii este în scădere. Mai este un lucru, ar trebui o politică echilibrată și în ceea ce privește liceele tehnologice și liceele teoretice. Pentru că și la noi există resursă umană și la dumnealor există resursă umană, foarte adevărat. Dar dacă sunt mai multe clase la liceele teoretice, eu gândesc că ultimele clase nu mai au nivelul pe care l-au avut odată clasele respective, clasele din liceele respective. Adică vorbesc de un colegiu național. Dacă are mai multe clase, ultimele două clase, dacă sunt 10, să fim foarte realiști, ultimele două clase nu mai sunt clase foarte bune, sunt clase care sunt comparabile cu cele de la liceu 5 sau de la liceu Magheru. Deci, sau de la liceu 2. Deci nu există. Atunci, cred că o politică de echilibru așa între planul acesta de școlarizare, între școlile tehnice, liceele tehnice și liceele teoretice, ar fi benefică pentru toată lumea și pentru copii. Pentru că și părinții îi învățăm cu realitatea. Nu le dăm lucruri care nu sunt reale, adică copilul nu este pentru școala respectivă. Hai să ținem ștacheta sus pentru liceele respective. Adică sunt 6 clase foarte bune, 7, sunt de acord. Foarte bune, așa au fost. Asta este, acolo sunt și copii foarte buni, trebuie să recunoaștem. Nouă ne trebuie și meseriași. Nu, eu cred că problema aceasta la nivel liceu și o cobor spre gimnaziu, pentru că se constată și acest lucru atât pentru zonele limitrofe Târgu Jiului, dar și pentru, să zicem, școlile generale, gimnaziile de periferie, se întâmplă un lucru, și anume concentrarea pe școlile mari din centru, care tot măresc numărul de locuri, de clase, și probabil și în daula calității, pentru că putem avea aceeași problemă. Sigur, deci una e să ai 5-6 clase bune și celelalte, adică dacă faci 10, ca să mai spun că spațiul nu-ți permite de multe ori și bași câte un, efectiv, un video de bara sau ceva de genul ăsta. Exact, spațiul este o problemă și atunci să ținem seama totuși de toate lucrurile acestea, inclusiv de spațiu, inclusiv, adică de, nu aș vedea inclusiv pe undeva de calitate. Da, n-aș putea vedea o școală extinsă să-i băgăm sau să-i băgăm pe toți din Târgu Jiu într-o singură școală. Într-o singură școală, deci da, nu și se atunci poate este școala cu renume, da. Da, deci aici cred că mai sunt lucruri de organizat, de reorganizat. Poate se și lansase în anii trecuți o idee, apropo de licee, concentrarea lor pe câteva, adică prin fuziuni, pentru că unele din liceele tehnologice, chiar din Târgu Jiu, au probleme, nu o să dăm nume acum, dar au probleme cu efectivele și fac foarte greu numărul de clase și nu numărul pe care și-l anunță, nici la jumătate de multe ori, și cumva trebuie să supraviețuiască și liceele respective. Printr-o fuziune cu liceele care n-au probleme de acest gen, probabil s-ar și întări și baza materială și resursele umane și poate și atracția și atracția pentru copii, deci și efectivele de elevi, adică ar fi o școală mai puternică, este adevărat. Este o perioadă de criză, acum se resimte și la nivelul școlilor. Perioada de criză economică are, știți foarte bine, suntem profesori de istorie, are repercursiune asupra tuturor domeniilor de activitate. Nu mai au părinții bani, nu mai pot să-i trimite la școală. E un paradox faptul că vin din mediul rural la oraș, dar Târgu Jiu și Gorjiu a fost totuși beneficiarul CEO, beneficiarul SNLO-ului, deci locuri de muncă au mai fost, adică n-am dus mari lipsuri ca față de alte zone, sigur că da, am fost privilegiați într-un anume fel și privilegiați, și este bine să rămânem privilegiați, să dea Dumnezeu să rămânem privilegiați, să nu aibă oamenii probleme din acest punct de vedere, pentru că locul de muncă este extrem de important. Învățământul suportă cu consecințele crizei, este clar acest lucru și se vede. Pe de altă parte, învățământul poate da direcții. Vorbeam de acea strategie care s-ar putea face sau acele strategii care lipsesc sau oricum nu sunt atât de clare direcțiile. Direcțiile, da. Tocmai aici, probabil că la un moment dat învățământul, pornind de la licee și mergând până la Universitatea Constantin Brâncuș, singura de stat de aici din Târgu Jiu, poate vor da și direcții mai clare. Poate oamenii de școală vor vedea cumva la orizont cam ce ar trebui să facem
pentru că la acest moment noi, într-adevăr, suntem într-o cădere constantă economică. Da. Se aude acum și demografică. Da, și demografică, și aici, da, aici este poate mare mare, cea mai problemă, mare problemă, da. Și problema este că, apropo că ați vorbit profesorii de istorie, știm cum era Gorjul chiar în perioada interbelică. Da. Sărac. Că da, extrem de sărac. Dacă vrei să moară un câine de foame, îl aduci în Gorj, ceva de, da, ceva de genul ăsta. Da, așa este. Bine, e un... aforim așa, da, dar... Nu, de a face, a face haz de necaz până necaz, la urmă. Că, dar, din nefericire, ne uităm și cum se tot prefigurează restructurări economice la nivelul CEO, la nivelul altor întreprinderi, riscăm să ne ducem cumva tot în această zonă. Deci trebuie să, economic, trebuie să ne revenim cumva, dar nu vedem capătul tunelului. Din acest punct de vedere, cred că trebuie cumva, adică, nu știu, să vină investitori, să, să cred se că întâmple și ceva. Meseriile tradiționale ar trebui încurajate, pentru că în afară fiecare oraș sau fiecare așezare are un specific aparte. Noi nu mai suntem aplecați spre specificul zonei noastre. Înainte, vreme, de fapt, pădurile au cam început să dispară și din județul Gorj, nu atât de rău ca în alte zone, când unde vedem că sunt deja nu mai există. Dar să ne, să ne întoarcem puțin și să ne orientăm spre ce a fost bun înainte, adaptându-l, bineînțeles, la condițiile de astăzi. Păi, ia uitați-vă, apropo de economia, chiar artizanatul de economia, este... da, de economia județului. Ia uitați-vă, singurele entități economice care merg bine în județul acolo sunt obștile acelea de proprietari de fond forestier. Sunt, avem pe tot nordul județului, da, au și posibilități economice, au și, deci oamenii au redescoperit ceva ce se făcea la începutul secolului 20. Oamenii, și minunat a fost că s-au reînființat aceste obști, pentru că tocmai existența lor a împiedicat pădurile să fie tăiate așa cum s-a întâmplat în alte zone. Adică oamenii sunt foarte responsabili. Țăranul este responsabil. Știe, cu bunul lui până la urmă. Exact. Cu bunul lui simț, știe că dacă taie la ras, crește într-o sută de ani pădurea și ce se face el? Pică dealul pe el. Deci oamenii sunt cu bun simț. Mai erau și alte zone pe care, adică și turismul la noi se poate dezvolta și am văzut că sunt foarte multe direcții, sunt preocupate autoritățile pentru promovarea zonei și pentru promovarea turismului, dar nu atât de mult. Olăritul la noi era foarte dezvoltat, adică aveam zone în județul Gorj unde sau prelucrarea lemnului, șindrilă, buti și alte lucruri de genul acesta. Adică ar trebui să se facă. Am văzut pe undeva prin spre Bârsești o mașină cu putinici și cu butoaie de la Pitești. Zic, nu se poate, că noi la Pocruia avem pe ai noștri care fac produse extraordinare. Păi poate și ai noștri le vând pe la Pitești. Și poate ai noștri, parte, da. Adică sunt niște lucruri care, na, le-am putea face, le-am și putea... le-am putea face bine. Bine, exact. Deci... știu bine să le fac oamenii noștri. Nu, acum cei de afară, cei din Occident, sunt nebuniți de anumite lucruri, apropo de costumul popular. Da. Am avut izmana și ce putea să facă acolo acele, da, acele minunății. Apoi sunt de foarte multe ori cei care vin, turiștii care ajung în Gorj, apropo de turism, deci noi avem posibilități enorme de dezvoltare, dar din păcate le valorificăm. E adevărat, sunt puțin aceste programe, da, autoritățile fac tot ce ține, tot de, autorități, ține de autorități, de data aceasta, cred chiar că nu le putem reproșa nimic nu, de acest nu gen, deci însă sunt de felicitat, cred chiar că lipsesc investitorii, aș putea spune pe da bază, sau ei de sân nu se ridică la înălțimea cerințelor. Și nu mă refer că n-ar avea bani, dar cred că la unii e dovadă de, n-au trecut prin școala, să da învețe meseria aceasta, meseria. Adică o fac, vin din cu totul alte domenii, eventual să se îmbogățească ca din orice rapid afacere, da, și de asta avem problemele care le avem. Unul care a stat la o pensiune în Gorj spune, nu o să mai trec niciodată pe aici. Da. Bine, asta dacă nu sunt și alte probleme, că mai am început să avem iar probleme cu drumurile și am avut constant, da, sau și cu alte lucruri. Dar în general se reproșează pe partea de cazare, masă, serviciile sunt destul de slabe pe Gorj. Pe județul Gorj. Da, așa spun dacă ne uităm pe internet. Pe internet, da. Doar suntem generațiile de acolo, care da toate informațiile le aflăm de pe internet. Pe internet. Inclusiv votăm pe internet și alte da lucruri. Nu-i rău. Bine, acum nu știu nici dacă e foarte dar bine. Dar nici nu-i foarte da bine. Câteodată există partea bună și partea rea. Bineînțeles. Dar apropo de partea economică,
și la care se leagă cu învățământul și revin la chestia aceasta, foarte mulți analiști, foarte mulți spun, nu, domne, învățământul românesc nu e adaptat la economia de piață, nu știu ce și nu știu cum. Și care? Cu toate acestea, copiii noștri afară, când merg în afară, sunt printre primii angajați. Cu siguranță. Deci ei chiar știu lucruri, știu să facă lucrurile foarte bine. Deci, în afară de cel de astăzi, elevul despre care v-am fost tu elev, că acum e inginer, e domnul inginer, acum câteva săptămâni a mai venit un băiat care a venit tot așa să-și autentifice studiile, actele de studii, documentele de studii, vopsea vapoare prin Germania. Și am zis, bravo, mă, nici nu are bacul luat. A zis, doamnă, mă interesează, vrea să vadă că am 12 clase. Și un salariu, nu vă spun. Deci nu are rost. Foarte da. Adică ar rămâne profesorii din România sau chiar inginerii din România, locului, da. Ar fi foarte invidioși dacă ar auzi suma. Deci aici da. Așa se întâmplă în România. Bine, nu m-aș fi dus în locul lui, că nu. Mie îmi place ce fac, adică da. Ca și de asta. Apropo de adaptare, că de asta tot aduceam vorba. Merg copiii de la, avem acele proiecte, gen Comenius, Erasmus, da. Și nu știu ce. Se face practică pe aceste tipuri de proiect sau Leonardo da Vinci. Da. Ai noștri vin în contact cu alte școli, cu alte mentalități și nu se fac deloc de ruba, din contră. Vin de obicei cu aprecieri din Anglia, din Germania și de peste tot. Aprecieri cu diplome, sigur da. Că da. Ceea ce înseamnă că fac față cerințelor. Și atenție, se învață în limba engleză sau în germană sau ceva de da, ce acest gen, corect. De ce se practică aceste lucruri. Pe de altă parte, din nefericire, în momentul când ajung în câmpul muncii, foarte mulți dintre ei se izbesc de faptul, dacă nu pleacă, da. În exterior, să nu găsească un loc de muncă și mai ales în anumite zone. Că dacă ești într-un oraș mare sau pe vestul țării sau la București, se găsesc locuri de muncă în diverse domenii. Da, da. Din păcate, cum e Gorjul, găsești mai puțin pentru că e o zonă monoindustrială și cei care mai sunt, așa sunt foarte puțini agenții economici care fac și altceva fără legătură cu energetica și mineritul. Sigur, da. Acum sunt aceste mall-uri și toate firmele care au apărut, care au creat într-adevăr niște locuri de muncă importante, zic eu, pentru comunitate și parcă se mai cunoaște așa, cât de cât o mică schimbare, o mică schimbare în bine, în bine, chiar bine. Acum o să spun de la un bătrân, chiar discutam vecin pe la, să spunem, pe un vecin cu școala mea, îmi spunea o chestie, domne, nu ne-a trebuit să ne bucurăm foarte mult că a venit și mall-ul și alte supermarketuri, ci în momentul când o să-mi spuneți că a venit niște fabrici, niște ceva care să producă, abia atunci să spuneți că începe să-și revină Târgu Jiu și Gorjul. Da, am înțeles că va fi o fabrică de cabluri. Și este un lucru bun, este minunat. Atunci o să pregătim copiii și spre domeniul acesta. Este un lucru bun. Am înțeles că au fost luați oameni duși să se deocamdată pregătească. Pe Arad și o să vină da, și să din vină Coace. Și se mai anunță pe lângă, în zona carboniferă, ceva pentru prelucrarea cenușii, pentru, da. Nu știu, diverse chestii de acest gen, ar putea să fie câte ceva din punctul de vedere al perspectivei economice. Înainte de a nu terminăm emisiunea până nu vă citesc câteva mesaje și câteva, cred că sunt și întrebări. Da. Zice cineva, salutare, vreau să întreb câteva chestiuni pe doamna directoare. Mai întâi, cum pot eu ajunge la învățământul profesional pentru că sunt în clasa 10-a de liceu și aș vrea să fac profesionala. Am greșit când am optat pentru liceu. Deci poate să meargă, dar nu la mine la școală. Eu nu spune la ce liceu e, dar părinți că nu e de la... Există profesionala de 3 ani care vine din clasa la sfârșitul clasei a 8-a și există profesionala de 2 ani la sfârșitul clasei a 10-a. Există școli profesionale, există licee care școlarizează și în acest sens. Dacă vrea, vine la mine la școală și îl trimit unde trebuie. Așa. Adică există școli care pot să-l școlarizeze și poate să opteze după la sfârșitul clasei a 10-a pentru o școală profesională. Uite, e un copil bun. Bravo! O întrebare care nu prea are legătură cu emisiunea, dar are legătură cu liceul dumneavoastră. Mulțumesc! Spune așa telespectatorul. Cum comentează doamna directoare, având în vedere legăturile pe care le are cu Clubul Pandurii, un parteneriat, faptul că echipa gorjeană ar putea rămâne fără finanțare din partea CEO? Riscăm locuri de muncă pentru fotbal?
Deci, știți ce o anunțat eu, dacă știți informația. Eu susțin echipa de fotbal, e un lucru bun. Echipa de fotbal, știți, ei au susținut un meci de fotbal demonstrativ la mine la școală, avem un parteneriat. Da, am și filmat. L-a reținut, exact. Da. Este echipa noastră de suflet și eu nu aș vrea să dispară, deci... Cum să vă spun? Chiar din tot sufletul îmi doresc nici să nu cadă în divizia B și să și rămână. Așa, o altă întrebare. Zice așa telespectatorul. N-ați putea să faceți două clase de profesională? Una e prea puțin. V-am spus și am și spus. N-am înțeles de la început, mă rămăsesc în surpriză. Am zis așa, în cazul în care noi avem mai multe cereri, mai multe opțiuni pentru profesională, cu siguranță, domnul inspector general și inspectoratul școlar ne va da aprobarea necesară pentru cea de-a doua clasă, în condițiile în care pe la alte licee probabil nu se vor face. Deci nu e o problemă. Putem renunța la una de liceu. Da, un părinte ne spune acum... Mă numesc Andrei și am un copil care este în clasa 8-a și este momentul să opteze pentru învățământul liceal sau profesional. Din câte am înțeles, sunt mai multe avantaje la învățământul profesional decât la liceu. Cu toate acestea, o navetă foarte mare mi-ar pune foarte mari probleme din punct de vedere material. Se decontează și naveta. Asta întotdeauna, deci la noi la școală se decontează naveta și în cazul în care, dumneavoastră știți că noi am promovat, în cazul în care vrea să stea la căminul școlii, avem 10 burse sociale și astăzi, în ziua de astăzi, noi avem 10 copii care au burse sociale și care stau la cămin pentru că au o situație materială deosebită. Deci se poate rezolva orice. Ultimul mesaj care a intrat acum, felicitări pentru emisiune. Este un liceu bun pe care l-am terminat și eu în urmă cu mulți ani. Mulțumim. Deci ca și concluzie. Da. Ne îndreptăm pe finalul emisiunii. Cu siguranță, până la admitere, o să încercăm să ne mai întâlnim în acest spațiu editorial. Îmi doresc. Poate o să fim oaspeții la liceul dumneavoastră. Dacă ar fi să le dați un sfat acum, apropo de învățământul profesional la ora adevărului, să le dați un sfat părinților pentru ce ați optat. Dacă aș fi părinte și aș avea un copil foarte bun, l-aș duce la liceu să facă facultate, să facă o meserie pe care și-o dorește. Dacă aș fi părinte și aș avea un copil care ar lua note mici la testele naționale, l-aș îndrepta spre o școală profesională, se maturizează, face liceu la seral și va putea ajunge și el la facultate un pic mai târziu decât ceilalți, pentru că evoluează, așa cum am spus. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. A fost doamna Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Henry Coandă din Târgu Jiu. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim de atenție. La revedere!